Open up your mind and see like me. Open up your plans and damn, you're free. I look into your heart and you'll find love, 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 love. Sărbătoarea Ziua Internațională a Îmbrățișărilor a apărut în Statele Unite în anul 1986, după care s-a răspândit în toată lumea. Ziua Îmbrățișărilor este marcată în data de 21 ianuarie, întrucât această zi este considerată una dintre cele mai deprimante perioade ale anului. Scopul a fost ca oamenii să-și rezerve timp pentru a strânge în brațe părinții, familia, prietenii, vecinii și chiar necunoscuții. E ziua internațională a îmbrățișării astăzi. Da. Spune-ne... Oh, ce drăguț. Spune-ne ce reprezintă o îmbrățișare pentru tine și cât de des recurgi la un astfel de gest. Îmbrățișare reprezintă un gest de afecțiune, din opinia mea, și recurg foarte des, normal. Îmbrățișare, de ce nu? Pe oricine poate înveseli o îmbrățișare, un zâmbet, orice gest de genul. O iubire. Un act de iubire. Un gest de prietenie, cel mai bine un gest de prietenie, adică persoana de lângă tine simte că mă ține la mine. Și pentru tine e important o îmbrățișare? Foarte important, este un gest de afecțiune care, de exemplu, atunci când ești trist, pur și simplu, dacă cineva te îmbrățișează, strece orice. Psihologii susțin că oamenii au nevoie de îmbrățișări pentru că acestea exprimă siguranță și confort sufletesc, contribuind în același timp la scăderea nivelului de cortizol, principal hormon al stresului. Ce trezește în om îmbrățișarea? Trezește creierul, să zic așa. Au loc niște modificări biochimice la nivelul creierului prin eliminarea unor hormoni. Unul ar fi oxitocina și celălalt dopamina. Hormoni care ne ajută pe noi oamenii să ne simțim mai bine. Știm adeseori că noi înșine vrem să îmbrățișăm pe cineva sau suntem îmbrățișați în momente de bucurie sau de tristețe. Astfel că prin comportamentul acesta ne exprimăm într-o oarecare măsură solidaritatea față de celălalt, iubirea, îl facem pe celălalt să simtă în siguranță și de ce nu îl facem să simtă mai bine. Îi demonstrăm că suntem alături de el, orice s-ar întâmpla. Astfel că nu e de mirare că oamenii au ales să dedică o zi întreagă la nivel mondial pentru acest comportament. Îmbrățișările sunt benefice și pentru sănătate. Ele ajută la întărirea imunității și contribuie la scăderea riscului apariției bolilor de inimă.